Excesul de vitamine este dăunător? Salut, din sunt Angel și astăzi vom discuta despre vitamine. Dacă putem face supraduză de vitamine, dacă luăm foarte multe vitamine, dacă vom avea vreo problemă. În primul și în primul rând, vitaminele se împart în două categorii, liposolubile și solubile în apă. Cele liposolubile sunt A, D, E, K. ADEC, practic. Iar cele solubile în apă, practic, sunt restul. Care este diferența? Cele care sunt solubile în apă pot fi eliminate mai repede, adică dacă vom consuma vitamina C, vitamina, vitaminele B, de exemplu, și consumăm suficientă apă, le putem elimina prin transpirație, prin urină și este greu să se adune, să zicem, o cantitate foarte mare în organism. De asta vom vedea că sunt suplimente care conțin vitamine, unde vedem de 30 de ori doza zilnică recomandată, de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori, foarte rar vedem, să zicem, 70 din doza zilnică sau 50% și vedem vitaminele liposolubile în cantitate mai mică pe suplimente pentru că acestea se elimină mai greu și rămân mai mult timp în organism. Dacă vom consuma prea multe vitamine liposolubile ne putem crește toxicitatea în corp per total și apoi vreau să vă citesc câteva posibile efecte de la vitaminele hidrosolubile sau solubile în apă. Vitamina C. Dacă vom consuma prea multă vitamina C vom avea probleme gastrointestinale, vom avea diaree, crampe care pot duce chiar și la vomă și așa mai departe vitamina B3, B6, B9 sunt vitamine care la fel pot crește tensiunea, pot să ne ducă la dureri abdominale, putem avea chiar probleme și cu vederea, putem avea probleme cu starea de sănătate, în sensul în care să ne simțim amețiți și dacă nu stai bine pe picioare, dar este destul de greu să ajungi într-o astfel de situație, să ajungi să faci o supradoză de vitamine. Se poate întâmpla dacă nu consumi suficientă apă. Cu toate astea, nu trebuie să ne ferim de vitamine, pentru că este foarte greu să avem o supradoză de vitamine din alimentație. De regulă există o problemă în momentul în care suplimenta Suplimentăm cu vitamine și putem avea o această problemă. Dar pentru a evita acest lucru trebuie să înțelegem suplimentele cu vitamine. Acestea practic se împart în două categorii mari. Suplimentele cu vitamine care au doze foarte mari și sunt pentru încărcare, pentru sportivi, pentru a trata deficiențele. Adică sunt suplimente unde vom vedea doza de 1000 din doza zilnică recomandată, 500%, 400% și așa mai departe. Sunt suplimente care se uh, orientează către persoane care au deficiențe de vitamine, nu știu, au avut o problemă de sănătate gravă, corpul este foarte slăbit și atunci este ca o fel de perioadă de încărcare în care trebuie să vii cu un supliment din ăsta pentru a compensa o deficiență gravă sau este o, este o persoană care este foarte activă fizic, un sportiv de performanță care are două antrenamente pe zi, acesta elimină foarte multe minerale, foarte multe vitamine, așa că trebuie de undeva să compenseze corpul lui prin faptul că este atât de activ, are nevoie de acești micronutrienți și atunci se pretează acest lucru și mai ai acele suplimente, să zicem, cu doze de menținere. Unde ai? 50%, 30%, 100% suplimente în care de regulă consumi o pastilă pe zi maxim și poți să iei în fiecare zi fără niciun fel de problemă pentru că practic îți acoperă lucrurile pe care nu le aveai din alimentație. Este foarte greu să ne luăm necesarul de vitamine și de minerale doar din alimentație. Trebuie să mâncăm foarte diversificat atât fructe cât și legume și nu numai. Practic toată gama de produse destul de constant pentru a ne asigura necesarul. Așa că nu strică să avem și un supliment cu vitamine. și un lucru care trebuie menționat este gradul de asimilare. Chiar dacă vedem pe un supliment, să zicem, scrie ai 100% din doza zilnică recomandată, asta nu înseamnă că acea, acea doză va fi și asimilată de către corp. Acea doză este în pastilă, dar nu înseamnă că organismul nostru o va asimila complet. Lucru care apare de fiecare dată când încercăm să luăm ceva dintr-un supliment, spre deosebire dintr-un aliment. Alimentele au biodisponibilitate mult mai bună, adică dacă iei vitamina C dintr-o dintr portocală, de exemplu, atunci corpul o va asimila foarte bine pentru că Tchau. vitamina C este potrivită pentru organismul nostru, o recunoaște și reușește să o asimileze foarte bine. Dacă vom lua vitamina C dintr-un supliment, este de fapt acid ascorbic și corpul nostru nu recunoaște la fel și vom avea nevoie de o doză mai mare pentru a putea asimila poate aceeași doză de vitamina C. Și vom vedea tot timpul aceste comparații pe net că o portocală face cât o cutie de supliment sau o chestie de genul ăsta. Tot timpul vom asimila mult mai mult din alimente. Sfatul meu legat de suplimente, în final, este dacă aveți o problemă, dacă sunteți sportivi de performanță, dacă ați avut o boală serioasă, dacă vă simțiți foarte obosiți după o anumită perioadă, să zicem ați avut o perioadă mai grea, puteți lua timp de o lună un supliment care este mai uh, concentrat cu doze mai mari, cum este Elite pecul de la Genius, de exemplu, cu doze mai mari, timp de o lună, suficient, iar apoi puteți merge cu un supliment de menținere, cum este Vitamin X5, de exemplu, unde ei o singură capsulă, este o capsulă mică, e o singură capsulă și poți lua în continuu, să zicem, 5 zile pe săptămână sau chiar zilnic, fără niciun fel de problemă. Și dacă avem și o cantitate suficientă de apă, nu vom avea probleme niciodată. Sper că am clarificat acest subiect, bineînțeles, nu uitați să dați like, nu uitați să vă abonați la acest canal și dacă mai aveți nelămuriri, puteți să le scrieți în comentarii comentarii, bineînțeles. Iar noi ne vom vedea la videoul următor. Pa.